Tânărul de 19 ani din Chelința, care a ucis un câine, a fost reținut de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție fără drept. Acesta a fost depus la centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, urmând să fie prezentat în fața instanței în vederea pronunțării unei măsuri privative de libertate. Vă reamintim, la sfârșitul lunii noiembrie, tânărul s-a filmat în timp ce agresează un câine. Imaginile au ajuns și la polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Maramureș, care s-au deplasat imediat la fața locului pentru verificări. Cadavrul câinelui a fost găsit într-un pârâu, iar persoana bănuită de comiterea faptei a fost tânărul de 19 ani din Chelința.